Suntem la un deci suntem la un viostup în buzunărel și avem de gând să avem de gând să introducem o ramă aspirator pentru a începe aspirarea varoare, nu? Să reușim treaba aceea. E bine, dragilor, cercetăm cu ocazia asta dacă rama pe care am pus-o, nu rama, rama capcană pusă aici, Albina a început treaba cu ea, dacă crezi cu făgurel, constatăm că avem așa ceva. Deci iată că a crescut făgurelul acesta. Noi, să vedem dacă este... Da, făgurelul e numai cu varul, cu... Așa este. Deci este numai cu celule de trântor, dragilor. Deci matca a început aici activitatea, femeile varoa. Este chiar aici matca. Surprinzător. Deci este chiar aici, dragilor. Iată matca. Da? Matca a ouat, a început căpăcirea. Abia după ce se căpăcește, tot dragilor ridică. De ce după ce ridică? Pentru că femeile varoa vreau să le prindă capcana aici. Deci nu fac mai de tipuri. Acum femeile de varoa se mișcă pe aici, pe undeva, pe deasupra și așteaptă când larva ajunge la noua zi și se începe să se țese coconul, cum ar fi asta? Vedeți? Uite aici așa, ea se va alungi, a început ea va ocupa o poziție verticală, începe coconul și atunci îi punem pe măcel de ceară. Da? Și atunci ea își dă drumul. Când s-a întins, larva își dă drumul femeia de varoa. Iar noi aici vom capta varoa, în rama capcană. Iată rama capcană își face treaba. Dar, întrebarea, punem și aici o ramă? Eu zic să pun. Deci vom pune și aici o ramă, de asta le-am adus noi acum. Pentru că vrem să... Dar unde s-o pun? S-o pun imediat după dragilor, pentru că asta deja va fi încălzită, femeile varoa va ajunge și rama asta care am adus, am pus-o acum, rama aspirator, cum am spus, da? Vine și o plasăm imediat după grilă și ea va prinde aici toate femeile varoa. Iată acest lucru îl rezolvă. Și în condițiile astea am făcut un lucru deosebit pentru că am adus rama capcană, așteptăm până în a noua zi când se va căpăci și o ridicăm de aici, dacă vrem în a noua zi, ca să facem loc pentru alta. Dar tot atât de bine o putem lăsa până la 18-a, 19-a zi, dragilor, când aici femeile varoa rămân în capcană, se înmulțesc și în a 18-a zi o duc într-un alt stup, le iau, voi face recoltarea tuturor ramelor pe care le-am plasat și le duc în alți biostupi, nu? Lăzboale, pun cele 12 aici, iar în spate îi pun, cum am pus-o aici, pun o altă ramă capcană. Da? O altă ramă capcană. Și ea, după ce incluzionează cele 12 rame, vor incluziona, Albina incluzionează cele 12 rame, ei bine, va absorbi, că nu mai există niciun nou în interior acolo, nu? Și singura variantă pentru absorpție este rama aceasta care am făcut plasatul. Acum, depinde de stup. Dacă mai am rame destule, pot să plasez și în partea asta. Deci pot să plasez și în buzunărel. Încât rămâne asta în mijloc și va absorbi și din stânga și din dreapta femeile de varoa. Ăla se face full de albină.
cred că nu este bine să pun și în spate, pentru că după intruzionarea 12 rame, aici va fi foarte, foarte mult altul. Odată ce am aspirat albina de acolo, am varoa de acolo, albina respectivă o pot folosi pentru formarea altor familii, luând un nucleu de acolo, venind cu câte o ramă plină cu albină de aici, sau pornim un alt nucleu, putem face fel de fel de lucruri la care punem o botcă. Deci avem variante de folosire a albinei cele de parazitate. Ea a fost folosită pentru a absorbi din diversele familii, cum este cazul aici, și am deparazitat-o, nu folosim barachetul, ci pur și simplu folosim încă o dată biostupul, căruia i-am pus o ramă capcană cu puiet, nu? Altă ramă aspirator. Da? Și e mai aspirat. Veți vedea îndată. Aceasta este ideea trăsnită. Biostupul îți oferă clar șanse să te duci până la capăt și să nu mai ai nici o femelă de varoa, până acolo. Deci, nu folosim deloc varoa. Nu folosim deloc barachetul. Îmi pare foarte rău. Cei care nu ați scos barachetul foarte, nu v-ați gândit că o să apară prof online și va fi o situație de aceasta în care nu putem face tratamentul natural fără să folosim barachet. Industria barachetului, după mine, va pita. Dacă voi veți avea încredere, toți cei care urmăriți acum și veți înțelege că în felul ăsta putem să facem tratamentul și nu avem nevoie de barachet, vă dați seama, produsele fără barachet, nu mai este afectată, nu mai este infectată cu rezidurile acelea și atunci ne duce spre produse bio. Așadar, dragilor, aceasta este ideea trăsnită. Mergem mai departe la un alt stup vecinul de aici, pe care vrem să începem operația de aspirare a varoa. Deci, aceeași poveste, nu rămâne decât să mă duc în buzunarel. Aici, dragilor, n-am mai folosit în modelul acesta. Deci n-am mai folosit roinițele, pentru că sunt de jumătate. Este modelul de debut. Atunci când am avut discuții cu Viorel, roinița am gândit-o pentru început. Primii stupi care am făcut, i-am luat la Viorel, au fost aceștia cu jumătate roiniță. Ramă de jumătate. Între timp ne-am dat seama că, fiind rame de două categorii, și jumătate și ramă întreagă, este mult mai dificil manipularea și lucrul. Atunci am revenit să în două jumătăți de cap, nu cap 3 sferturi, cum vedeți aici, ăsta este un cap 3 sferturi, deci nu cap 3 sferturi, ci două jumătăți ca să faci o ramă întreagă. Și atunci roința este de o ramă întreagă și totul merge cât se poate de bine. O să vedem exact nu situația acestea, pentru că acum avem stupul acela pastoral pe care îl putem folosi cu două roinițe aici, sau staționarul, cum este modelul de la mănăstirii. Avem și aici unul, o să-l populăm ca să vă arătăm toată chestia asta, să vedeți avantajele biostupului. Așa că ne-am apropiat acum de cel de-al doilea, vecinul său, și începem aceeași operație de tratament, nu? Cu antivaroa, da? Tratamentul antivaroa natural, dragilor. Aici este toată, tot secretul biostupului. Deci, cei care îmi spuneau, domn profesor, lăsați-mă că nu merge treaba, pentru că, deci, dacă familia e slabă, eu când, cum fac absorpția aceea? Că de-a avea când întrebi și după grilă, cum a trecut acum. Aici o trebuie dar final, după grilă, nu? Este sigur familie. Eu fost răgălii, dragilor. Fost răgălii, este și în carte albina urcată. Sper să facă chiar o treabă bunișoară, să-mi ia și mie un pic de... Nici nu mă gândesc
Adică nu m-am gândit nici o clipă că eu voi ajunge anul ăsta să extrag o lingură din ieri. Trebuie să vă spun asta, fără nicio jenă. Nu m-am gândit la chestia asta pentru că aveam albinul foarte puțin. Dar, cu ajutorul Dumnezeu, poate reușesc și eu să extrag ceva. Deocamdată s-a dezvoltat foarte bine. Am ajuns la etapa asta, păcat că n-am prins la tei. La sartă nu m-am gândit să prind, nu aveam cum, nu aveam cu cine, putea să fie saltăm cu toate drumurile, uite aici ce m-a făcut. Dacă n-a ajuns la timp, iată, surpriză. Mi-a crescut făcurea acesta, s-o rup, dragilor. Asta e povestea, etapa. Multe treburi de pus, de lucrat, de executat, multe treabă de făcut și nu mă ajunge foarte bine la fiecare lucrare, la timp. Iată că aici găsim și o ramă frumoasă, dragilor. Vă spuneam, ramă de merită. Așa are vreo 5 kg. Avea puțin. Da? Deci, iată că am să culeg și eu ceva. Măcar ramă asta. O ramă am sigur, da? Așa. Dacă vrea Bunul Dumnezeu, din răgălie, mai poți să pregătim de ceva. Da? Acum, acest focurel care a crescut aici trebuie tăiat și luat deoparte, că a fost spațiu liber. Și albina, ei, dacă lăsăm focurelul ăsta, dragilor, dar de până acum, în scurt timp, se produce foarte joacă. Deci de aceea, trebuie avut grijă ca să scăpăm de el cât se poate de repede. Am pus-o, am să pun aici, închid și ar fi trebuit aici să fie o, să spunem, o lădiță ceva sau o altă ramă bună. Uite, mă, uite că mi-a făcut surpriza plăcută. Asta chiar e surpriză. Chiar surpriză, dragilor. Deci trei rame, full cu mine. Să punem rama asta ca să nu o lăsăm mai pe jos pe aici. Că... Așa, și... Deci trei rame full cu mine. Să vedem și rama capcană, cum arată. Sunt curios să vedem și pe ea. O ramă care îi... Trântor, dragilor, deci a venit matca pe aici, a lucrat, a fost o ramă mai urâtă, așa, eu am pus-o aici ca să nu o arunc, iată că mi-o păram ieri, și ce interesant este că rama capcană, surpriză, rama capcană este full. O să o vedeți și voi acum. Deci rama capcană este căpăcită. Este numai bună de luat. Bine că am venit la timp. Acum vrea să infuzioneze. Păi, dragilor, păi știți ce se întâmplă aici? Dacă v-ați să o scăpăm la infuzionat, ar fi fost o dramă. Iată ce înseamnă să mai ajung la timp. Iată că acum trântoriți. Gata să infuzioneze. Vieții de ei. Păi ce vă fac eu acum? Știți ce vă fac? Vă iau și rama asta o să o ducem la puișor, dragilor. La mănăstie din... Iată, o ramă capcană adevărată. Astea sunt ramele, dragilor, făcute improvizație, când lucram la vagon. Dar, pus aici. Iată, uitați-vă, este superbă. Superb. Iată varoa. Super cum merg familie de varoa. Prinde-o aici. Uite cum merge pe buza. Este extraordinar. Uite. Vezi? Extraordinar cum așteaptă să plimbă pe acolo și poate că se zbășe lucru. Da. Este nebun. Extraordinar, dragi. Păi câte... Este semn că o ecluzionat de pe aici câțiva. O ecluzionat, da, asta este explicația. O ecluzionat, înțeles, Marius?
Și femeile sunt în libere și acum caută alte cerule ca să se rezolve treaba. Asta era macacana adevărată. Adevărată. Pentru prima dată... Mai vezi? O mai vezi? Nu mai vezi. E o chestie, mă rog. Așa, da. Mă rog, aceea. E spectaculos lucru. Ia nu sunt senzația că acum stă pe loc, dar nu știu dacă urmăresc pe ceea ce trebuie. Acum mai devreme s-a văzut de cameră. S-a văzut de cameră, nu cum mergeam pe tu chile ce era mergea. Da. Tu ai mai văzut odată cum fugea pe ei deasupra, ca pe camera ta aia odată. Așa. Hai să ne mai uităm cum m-a surprins în mod. Ia să vedem aici pe păduchi. Uite-o păduchi. Iată, uite-o. Spectaculos. Extraordinar. Să duceam în celulă. Deci pe deasupra, dragilor, stă acum. Ele au epuzenat. Uite cum stau acolo pe deasupra. Vezi pe celule, mă, sunt. Formidabil. Da. Formidabil. Hai să le arătăm și la camera cea mică. Hai să mă duc acolo, că merită. Merită și cei care pe YouTube s-au uitat la Prof Online. Și la Prof Online TV, dragilor. Deci, pentru Prof Online TV am pus-o. Iată varoa. Iată varoa acolo. Uite-o așa, e asta aici. Țineți degetul puțin. Uite-o cum stă acolo. Țineți camera asta nemișcată, ramă. Uite femela de varoa. Mizeria. Da, stă nemișcată pe celulă. Stă nemișcată, da, pe vârful celulii. Da, se vede bine. Da? Da. Este extraordinar. Extraordinar. Da, dragilor? Și ea acum se plimbă și este nebunită că nu mai găsește celule în celule în care larva să fie în ziua nouă, să-și dea drumul și să poată să fie... Excepțional. Iată cum putem capta varoa. Este într-adevăr senzațional ce am văzut până acum. Lucru pe care nu l-am văzut până acum, dragilor. Astăzi, de 1 iulie, v-am oferit o surpriză plăcută. Deci, cei care sunteți abonați la Prof Online, sigur că pe camera aceea făcută de către operator, va fi cu totul de altă calitate, dar cu ocazia asta aflați de performanța pe care am reușit-o la cea de-a dat numai televiziunea aceasta, Prof Online TV. Dragilor, haideți să vă spun, eu sper în continuare ca cei foarte mulți care vizionați aceste filme să înțelegeți că fac niște eforturi extraordinar de mari, mai ales după ce am trecut în momentul ăsta greu cu stupina pierdută anul trecut. Iată că acum încerc să o refac. Dar financiar, foarte greu mă descurc. Așa a sesizat doamna Lucia de la Timișoara. Vă mulțumesc, doamna Lucia, pentru ajutorul dat. Nu puteam să vorbesc televiziunea Prof Online TV. Serverul a fost o sumă destul de mare, vreo 130 de milioane și eu nu aveam banii aceștia, dar doamna a sărit în ajutorul meu. Vă mulțumesc încă o dată. Dumneavoastră sunteți cea vinovată pentru ceea ce am reușit acum să realizez. Vinovată și pentru ajutorul care mi l-ați dat, vinovată, în ghilimele, pentru că apilucul, așa, am ajuns în loc cu stupina la nivelul acesta. Când, iată, încep să am și eu să culeg câte ceva, să mă bucur de munca asta depusă de până acum, eu nu obosesc, deloc nu obosesc, dragilor, pentru voi fac toate chestia asta. Deci am această mare bucurie. Astăzi, când am văzut femeia de varoa, pe ce nu pot să zic că se de bucur extraordinar. Și să vezi rama asta în capcană, atât de bine bătută, aranjată, gata de ecluzionare, pe aici, pe acolo, a ecluzionat câte o larvă, se văd găurile acestea. Ei bine, și femeile varoa au ieșit la suprafață, unde mai ducem acum? Și unde vă duci? Uite, rama asta care v-am dat-o eu acum. Vedeți ce fac? Este spectaculos. Rama asta vă duceți acum.
Asta e rama pe care voi ați așteptat-o, rama aspirator, iar bine, dragilor, dar asta, da? Și pe care eu o să o iau. Dar mai pun într-o ramă capcană în locul ăsta. Da, nu numai rama aspirator asta, ramă de aspirator asta, de trântor, nu? O ramă oarbă se pune. Mă, am pe aici, am. Marius, mă duc o fugă. Mă filmez tu aici, admina asta, și am venit prieten. Și l-am găsit-o. Asta e rama. O băgăm în locul acelea. Și o să o facem în felul următor. O punem pe asta care am adus-o cu pâine. O dăm mai spre interior. Rama capcană chiar lipit acolo. Fiindcă aici avem larvele. Avem ouăle de albinuță. Vin doi cei de acolo și lucrează. Și când trec pe spațiul liber ăsta, imediat îmi crește și aici. Imediat îmi va crește și aici. Deci, practic, folosesc a doua etapă, o altă ramă în capcană, da? Nada de aici. Acum, eu, la drept vorbind, dar trebuie să folosesc numai rama asta, că încă văd că lucrează. Însă, vreau să accelerez, să construiască cât mai repede fagurile de aici, cât de repede. De aceea, bag între cine? Între grile și rama pe care am dat-o eu aici. Da, da, vei spune, nu mai bine, profesore, păstrai rama asta în capcană pentru altă familie care e mai slăbuță și care n-a construit așa ceva, ca să-i folosești, să-i folosești ca aspirator pentru varoa, pentru familia cea mai modestă. Răspunsul ăla e dreptate, așa ar fi trebuit să fac. Dar nădăjduiesc că din ce mai am în continuare de făcut, adică de la înmulțitoarele celelalte, să iau mai multe rame. Am luat, dragilor, numai 3 de aici, din drept, dar să iau de la celelalte. Nici nu am eu prea multe, doar știți foarte bine, nu am prea multe familii de acestea care să aibă capul pus în ele. De răgălie acelea, parte au reușit să acum au parte. Dar din cât am avut vreo 35, cât am avut eu de răgălii, ce să spun, 35 sau 40 mai țin cât a fost, mărți toase cu câte o ramă, nici nu vine să cred. În momentul în care astă toamnă am văzut că erau o ramă, doar două pe trei, păi nici nu vinea să mă mai apuc de ele, să le mai bag la adăpost, să mai zicea, bă, lasă-mă că n-am cum să ajung, că nu pot să le scot în primăvară, în niciun chip. N-am nicio șansă. Și totuși, am zis, hai să încerc. Și a fost ideea cu anticamera, a fost doamna Lucia cu apilucul venit în ajutorul meu, a insistat într-atât, dar, doamnă, cer încă o dată scuze pentru că n-am manifestat încredere de la bun început. Deci, credeți-mă, am zis așa, nu cred eu că cu apilucul ăsta fac mari lucruri. Eh? Să știți că cele două, rama în anticameră și cu apilucul, au făcut minuni. Așa se explică de am ajuns și eu s-am stupit plin de albina. Nu vine să cred. Deci nu vine să cred. Au urcat și în cat, au făcut și o pic de treabă acolo în spate, ramele cele pline cu miele, trei, e o treabă deșteaptă. Dacă prinși un pic la afară soarelui, am albina acum care poate să culeagă. Păcat că n-am avut la tei timp bun. Asta e staționarul. Trebuie să ne obișnim cu gândul că poate să apară surprize pe momentele acelea când tu ai nevoie de cules, când ai pe perioada culesului și poți să ai albină, dar nu are cum să ducă albina la treabă. Asta e. Să sperăm. Mulțumim Dumnezeu pentru toate, pentru mulți, pentru puțin.
Dar ce să mai spun eu, dar altceva este spectaculos. Dragilor, spectaculos este că eu am reușit să le fac acești lucruri din nimic, așa, și vă arat acum ce înseamnă performanța în captarea varoa și veți vedea performanță în înmulțire. Deci până în toamnă, până când așa, eu sper să ajung la un număr, abar n-am cât, dar un număr destul de mare de familii, să-mi refac stupina, pur și simplu. Deci vreau să-mi refac stupina. Că știți bine că am plecat cu 172 de la Călbăreni, așa, acolo la ticăloșii aceia care și-au bătut joc. E bine, eu sper să ajung la stupina respectivă în toamnă. Dragi Dumnezeu să lucreze în direcția asta și să pot să am stupina din nou refăcută. Dacă mai coleg un pic din miere, măcar atât cât să rezolv problemele familiei și să pot, pentru doamna Lucia, să pot să-i dau măcar o parte din ajutorul acela. Și de ce nu niște miere vreau să-i dau? Vreau să-i dau niște miere așa, pentru... Că rar sunt oameni. Uneori se întâmplă ca cei din jurul tău să privească cu neîncredere proiectul. Televiziunea Prof Online TV a fost, cum să spun așa, o dorință a mea. Eu sper ca voi să puteți, dragilor, să vizionați cu mult drag acolo toate lucrurile acestea, pentru că veți găsi lucruri spectaculoase. Nu vă spun ce lucruri minunate veți putea găsi acolo. Curiozități, pur și simplu. Așa cum astăzi ați văzut femeia de varoa filmată, avem fel de fel de lucruri interesante, concrete din teren. Iar eu am reușit așa să trăiesc bucuria realizărilor și a tuturor lucrurilor pe care le-am descoperit împreună și vi le-am mărturisit cu toată bucuria. Așadar, Prof Online, nu uitați, pe Google dacă ați stat Prof Online, intrați în blogul acesta, la blogul respectiv veți vedea și Prof Online TV. Stă, gata, nu, deschis spre, pentru a fi vizionată, veți vedea lecții de matematică și apicultură. Non-stop, dragilor. Să continuăm treaba. Ne deplasăm acum la următorul. Să vedem la următorul stup, unde vom folosi. Vedea cu cumva acolo treaba rama capcană să fie, rama asta aspirator, rupuiet să fie importantă, pentru că aceasta fie mult mai slăbuț. Dar nu, mulțumesc că deocamdată la ambii doi, primii doi care am văzut, mi-au oferit o surpriză de plăcut. Cel puțin ăsta de-a doilea. Da? Deci ne ducem la cel de-al treilea. Ia să vedem și ăsta văd care albina în buzunar el. Deci aici n-am mai pus o altă marcă să perechez, nu știu ce. Am lăsat așa, au trecut albina prin grilă și mi-a spus dacă am șansa să ajungă, să ajungă albina să treacă pe grilă, este un mare lucru. Și iată că așa s-a întâmplat. Deci a început să treacă albina, cum și vedeți. Ia să vede dacă asta îmi fac un pic spațiu. Nu. Este mai slăbuț. Nu m-am mai făcut surpriza plăcută să am ramele aici full cu miere, cum au avut celălaltul. La altul îl visez la noapte, așa de bucurie. Nu mă gândeam să mai ajung și zilele acestea în care se văd și o ramă plină cu miere. Are și asta un pic pe ea pusă, dar e mai puțină. Populația, dragilor. Ai chinești, ai rezultate nou. De aceea, acum am dat drumul la mulțitoarele aceste măcile tinere, dragilor, fac o treabă extraordinară. Măcile tinere, ouă, până târziu, au un ritm foarte bun.
sper să le putem stimula, să le putem ajuta și să le dăm de lucru continuu. Și atunci, ramele acestea care, pe care le construiesc ele, nu perfecte cu celule numai de albină, fiind în spațiu mic, să le folosim aici. Astea să fie, sunt capabile, dragilor, nu? Sunt capabile să-mi... Da, iată, asta e mai bunișoară. Deci ramele sunt, familii de aici sunt capabile să crească bine larvele de acolo și femeile de varoa să ajung acolo în capcane, iar eu, dacă n-am avut, iată aici, n-am putut, n-am avut forță să treacă albina să crească un favori mare, nici ne-am pus rama capcane, dar nici n-ar fost în stare. Și atunci, a plecat și el cu subhrănitorul ăsta care a rămas acolo, un făgurel micuț. Da? Deci îl vedem cu un făgurel micuț. Nu are, n-a trecut, nici nu are ca pe aici, nu are treabă, pentru că nu are forță. Este mai modest. E? Asta e, da. Cred că ăsta e unul din cei cu o singură ramă, dragi. De-asta toamnă, primăvară, nu? Și atunci, până când s-a refăcut el un pic, până când nu știu ce, n-a avut cum să vă ofere și mie o surpriză de-asta plăcută. Iată cum facem aici. Îi pune și rama capcană, că nu se știe dacă nu cumva e bine și lui vreun gând să crească un făgurel, deci băgăm o ramă capcană. Și după rama capcană, în spate îi punem rama cu puiet. Ca spațiul să rămână între rama cu puiet, de albine și rama și grilă. Spațiul ăsta acolo să o determină pe albine să apuce și să lucrească făgurelul acela și să facă treabă, da? Asta am propus. Deci, vezi că a rămas de o ramă. Eu cu rama, care să-mi aspire, nu? Să-mi tragă frumos. Asta este rama. Am aspirator, cum am spus, și să absorbe varoa din interior. Iată, va crește femeile, doișile vor veni, vor ocupa, vor crește aici frumos, și în a noua zi, femeile varoa atrase de rama asta așa, frumos mirositoare, plăcut mirositoare, să zic așa, vor alerga și în felul ăsta le voi putea prinde aici. Iată că am epuizat cele trei rame de la muțitorul acela. Vom continua cu alte muțitor și să sperăm că mai găsim ramele acestea pe care să le folosim ca aspirator. Când am spus de acum, peste câte 12, după, cam peste 10 zile, 10-12 zile, putem veni, vom vedea toate aceste trei rame gata de ecluzionare a puietului și le ridicăm, dragilor. Ele, cele trei ramele pe care le vom ridica, vor fi asemănătoare cu acestea. Atenție! Deci vor fi asemănătoare, dragilor, cu acestea. Deci vor fi rame. Deci ramele care, cu asta de aici, cu puiet căpăcit, numai că va fi de albină. Gata de ecluzionare. Ei bine, eu albina aceea nu vreau să o pierd, cum de fapt cu trântorește. Nu mă interesează cu trântorie. Ce fac cu trântorie? Păi, ce fac? Îi dăm la puișor, nu? Deci nu vreau să pierd albina aceea, ci o să o punem, uite așa, le punem într-o ladă, toate cele 12 rame, și în spate punem o ramă aspirator, da? Și ea, când vor să ecluzioneze toate albinele, nu? Când din toate ramele o să ecluzioneze albina, ecluzeze, să zic așa, atunci toate femeile de varoa, care au văzut că se plimbă, sunt supărate, se plimbă pe fața fagurului, deci toate femeile de varoa vor fi captate în rama respectivă. Și în felul ăsta
am făcut o treabă de nota 10. Ramele acelea, albina rămâne fără varoa, o pot folosi oriunde vreau eu, fie că pornesc alte nuclee, fie că folosesc pentru formarea altor roiuri. Deci, și încă ceva, dragii, atenție, când pentru familia, pentru ramele cele 12, full cu puiet, gata de incluzionare, da? Folosesc în spate rama capcană cu ouă proaspete, atenție, atenție, acolo dau drumul la niște boci spectaculoase. Pentru atâta doică care incluzionează, care iese de acolo, n-au ce face, dragilor. Ele nu se pune problema să se besmeticească, pentru că introduc rama cu ouă proaspete. Acolo vor da drumul la boci, vor fi crescute niște boci nemaipomenit de frumoase. Țineți bine ce vă spun, o să vă le arăt. Foarte frumoase, pentru că și eu, de fapt, îmi voi crea o rezervă de boci care să-mi fie necesare pentru a mă duce, să spunem, și a da drumul la alte nuclee. Deci asta este interesant, că facem absorpția simultan cu creșterea bocilor de calitate, bocile acestea având atâta doică, e atâta lăptișor acolo, nu? Și vor fi făcute, o să vedeți, niște boci de o frumusețe rară. Ei, astfel eu îmbin tratamentul natural antivaroa cu înmulțirea, dragilor, da? Având la dispoziție boci tot timpul. Și în felul ăsta toată treaba va merge cât se poate de corect. Veți vedea 1 iulie, astăzi, cum am debutat acest proiect atât de interesant și sper să contaminez pe cât mai mulți și să meargă pe biostupul. Am mare dorință să putem forma o asociație, asociația Biostupul Ursu, așa va fi, asociația ABS, da? ABS-ul. ABS-ul de la mașină, nu? U. ABS-ul, Asociația Biostupul Ursu. Asta va fi asociația. Sunt destul de multe în țară, dar îi voi prinde doar pe aceea. Ne vom asocia noi, nu îi voi prinde. Noi vom hotărâ, cei care mergem pe tehnologia aceasta, vom face această asociație încât m-aș bucura dacă doamna Lucia ar fi din nou pionul principal și în direcția asta, în sensul ca să poată să aibă forța să ne poată achiziționa mirea de la asociația asta. Să fim liniștiți în direcția asta. Spune, domnule, noi să ne frământăm să producem mult de calitate, numai bio, numai de la produsele acestea. Și doamna Lucia, vă mă rog ceva. Uite, acum ne-am întâlnit. Aș vrea să ne ajutați în continuare să faceți să deschideți o linie pentru făcut făgurei, presă, de aceea așa, și să o faceți numai pentru ceara pe care o aducem noi. Din ce am văzut și am dat seama, sunteți poate printre puținii cei foarte serioși în ceea ce fac și vă povesteam cum eu m-am dus cu 100 de kilograme de ceară de-a mea și aș fi vrut să-mi dea faguri din ceara mea. Ei bine, să ajungeți până acolo încât să spui, domne, ai adus ceara, stai lângă mine, transparent, stai la televizor, undeva, cameră de filmat. Știți, am făcut transparența asta, la care eu țin foarte mult, lucru pe care l-am văzut și dumneavoastră îmi bănesc minte și sunteți de acord cu ea. Și atunci, haideți să facem aceste lucruri. Haideți să schimbăm fața apiculturii. Vreau foarte mult să reușim. Dar din ce îmi dau seama, avem șanse și foarte mari să reușim. Pentru că eu rămân în câmpul muncii, nu? Direct aici. Și dragilor, nu uitați un lucru. Orice ați face, oriunde v-ați duce, oricine ar încerca să apuce de apicultură, nu are șanse
până când nu înțelege că trebuie să se informeze foarte, foarte, foarte bine. Acum trebuie să vă spun că noi lucrăm foarte atent, facem volumele acestea. Volumul 6 este gata la vânzare, dragilor. De asemenea, lucrăm la volumul al 7-lea. Deci tu trebuie să ai la dispoziție, nu poți tot timpul să stai pe calculator, dar atunci când ai tot timpul și ai în bibliotecă, dragul meu, ai volumele acestea, păi ai o șansă imensă. Îți spui tu acum, vine iarna, vine timpul acela când ai mai mult, tu apicultor, ai mai mult timp. Ei, ești acum în câmp, ești la treabă. Dar va veni și vremea să te poți bine informa despre noua tehnologie și despre performanțele acestea. Și atunci vei hotărâ să treci fără discuții la această tehnologie și să-ți achiziționezi biostupii, dar insist și spun, nu se poate decât după ce te-ai informat. În momentul de față, apicultura nu mai este, să spunem așa, o activitate la îndemâna oricui, ci numai e vorba de o profesie. Și cu cât ești mai bine specializat, cu cât ești mai bine documentat, ai șanse foarte mari să reușești. Da? Schimbarea asta a condițiilor din mediu, prin faptul că o parte din floră nu mai există, floarea aceea spontană, tot felul, pe toate haturile, nu știu ce, nu știu cum, că era înainte, adică hatul înseamnă porțiunea aceea de pământ care desparte, nu? Două parcele. Ei bine, plus chimizările acestea și toate lucrurile acestea, au făcut bolile noi care au apărut. Dragilor, nosemoza are varianta C, acum, care m-a îngrozit. Am să, într-un film următor, am să vă arat, doamna Lucia mi-a trimis această carte scoasă la Timișoara de un colectiv, spectaculoasă. Deci, din 2005, în Spania apar primele semne ale acestui parazit, că până la urmă nosemoza este un parazit, nu? Se înmulțește prin spori, unicelular parazitul acesta. Ei bine, dacă pentru nosemoza apis albina care era gazdă, a reușit să creeze un echilibru așa între atacul acestea și forța în care se dezvolta ea, ei bine, în clipa de față este de 6 ori nosemoza C, așa, este de 6 ori mai virulentă, atacul este de 6 ori mai virulent. Și atunci trebuie să știm, să ne documentăm, să vedem exact ce putem face. Einstein spunea că doar 4 ani mai avem dacă albina dispare. Ei, să știți că sunt, și mă sunau foarte des apicultori și spuneau, domn profesor, ce se întâmplă, că am găsit stupul gol? Cum se întâmplă? Ei, iată că se pare că sunt factorii și ăștia, varoa, dar și combinat cu o semoză de tip C, care, într-adevăr, face ravage, dragilor. Deci, trebuie să ne documentăm, să înțelegem că e nevoie de informare, iar eu acum, ceea ce fac, nu fac altceva decât să vă atrag atenția că e nevoie de informare. Și am citit un comentariu de la matematică, cineva îmi spunea acolo, îi mulțumesc pentru cuvintele frumoase, îl puteți și voi vedea și voi, dragilor, tot la Prof. Online, dacă vă duceți pe persoana non grata și intrați acolo, ei bine, vedeți nu știu câte comentarii acolo, dar unul dintre comentarii, la unul vă veți opri, toate sunt deosebit de interesante, oamenii cu suflet sesizând modul în care eu mă implic așa și dorința mea de a veni în sprijinul multora, ei bine, spunea că am reușit, bine să și, nu știu, poate cuvintele mi-e greu să le repet, am reușit să realizez o operă, pur și simplu, prin aceste filme care le-am pus acolo, la matematică și la apicultură. Pentru că cele două domenii încerc să le țin cât se poate de tare. Și am, dragilor, acum o supărare extraordinară. Nu se poate
să ne considere acești polițieni care sunt acum un popor chiar așa de ușor de manipulat. Deci, după ce au reușit să distrugă complet învățământul, vedeți, miniștri, învățământul gropare sistemului, dragii mei, acolo, pe prima pagină, la Prof Online, vedeți acolo, am povestit întâlnirile mele cu toți miniștrii, vedeți acest film, este deosebit de interesant. Și acum când și-au dat seama că trebuie să slăbească ce mizerie, să slăbească calitatea, de fapt, ce au făcut? Au distrus complet. Au coborât atât de mult nivelul, au dat la capacitate niște subiecte atât de slabe, încât eu nu le-aș fi dat pentru nota 5. Dacă vreți să fim cinstiți, translați toate notele de la 10 înapoi cu 5 puncte și atunci veți afla nivelul corect. Deci, s-au luat nu știu câți de 10. Deci, nu știu, în București 10. 10% sunt de 10. Este extraordinar. Este jignitor pentru toți cei care o parte din copii au muncit. Profesorii, vedeți, aici e ticăloșenia ministrului actual și primului ministru și al guvernului acesta. Deci, exploatează dorința asta a părintelui de a-și vedea copilul cu note bune. Este nemaipomenit. Părintele nu vrea, am povestit la persoana non grata, nu vrea ca să fie copilul lui, să spunem, notat. El vede, așa e părinte, subiectiv, îl vede ca pe nu știu cine, foarte bun. Ei bine, profesorul exploatează chestia asta, guvernul actual a exploatat chestia asta. Și atunci a coborât, golănește nivelul, să spunem, a subiectelor, încât, probabil că în continuare, au fost lăsați să copie, iar pe cei care nu erau în stare nici să copie de pe tablă, probabil, pe aceia nu i-au lăsat să intre în examen. Așa se explică că o parte din ei nu au putut să se înscrie. Doamna Andronescu, ați ninorocit învățământul ăsta. De 3 ori ați fost la minister și v-ați bătut joc de nația asta care înseamnă poporul român. Cum vă permiteți în continuare să veniți și să spuneți că e o calitate bună, că sunt școli foarte bune? Că nu? Este jignitor, pentru că cu toții știm că școala este prăbușită. Cum arată clădirile acestea din prejur, așa este școala românească. Și vă permiteți în continuare să, cum să spun, ne jigniți în felul acesta. Cum? Când, după ce termină școala, aveți nevoie în continuare la universități de copii, probabil să subiect la bacalaureat, o să fie tot atât de proaste, de slabe, ca să aveți cât mai mulți acolo, să jăgmăniți pe bieții părinți și pe tineri care n-au altă soluție și vin acolo, mă rog, în număr cât mai mare, acest om care, vă spuneam, la persoana grată povestea, cum anume o nepoată de-a lui, ca să ia un examen, 500 de euro. Un examen la o facultate. Deci, fiind slab pregătit, este ticălășie cât se poate de grosolană. Deci, tu nu poți face față. Nu poți face față la examen. Și atunci profesorul care te așteaptă, așa, îți spune, băi, deci m-am interesat, îi spune nepoata lui, m-am interesat, unchiule, și examenul se ia cu 500 de euro. Deci, n-are rost să mai mă chinui, să nu știu ce, să mă învăț, am dat 500 de euro și mi-am luat examen. Deci, vedeți, astfel, guvernanții aceștia ai noștri, în legătură cu profesorii, cu universitari, cu toată... De ce au apărut ca ciuperci după ploaie tot felul de facultăți de acestea? Pentru că este afacerea cea mai profitabilă, cu putință. De ce? Nimeni nu te controlează ce faci tu acolo, ești mare profesor, te duci acolo, ai făcut nu știu ce. Domnul profesor Gologa, președintele Societății de Matematică, ne-am întâlnit, am stat de vorbă acum, nu știu, vreo lună în urmă, în București. Domnul profesor, nu puteți sta deoparte, nu puteți să fiți indiferenți. Toți cei care mai aveți un pic de respect pentru meseria de profesor și pentru școala asta de matematică, n-aveți voie să rămâneți indiferenți la momentul acesta când ați văzut de ce nivelul subiectului a fost. E comandă politică.
Deci a fost o comandă politică, dragilor. S-a cerut subiecte, s-a făcut prima, la prima evaluare aceea care s-a făcut, s-a văzut că nu merge treaba, o mai scăzut și mai, și încă o dată, ca acum să ajungă la nivelul acesta extraordinar de jos. Eu mi-amintesc, a fost într-un an un subiect, păi dragilor, ce fel de subiect, cum să nu te adresezi de la 8 la 10, prin două puncte, doar copiilor foarte, foarte buni. Deci să ai subiectul făcut gradat și să subiect de acela nici pentru corjență n-aș fi dat. Deci atenție, nici pentru corjență n-aș fi dat subiect de acela. Cum să ne permitem așa ceva? Deci unde ne vrem să ne ducem? De ce ne jigniți? De ce ne jigniți așa în halul ăsta? Dragilor, aseară venea să urlu de furie. Am de gând să vedem, să luăm subiectul acela, să vedeți și voi, să-l defalcăm la Prof Online TV și să vedeți câtă mizerie poate să existe în momentul de față. Guvernul acesta nu a putut să facă un lucru mai urât decât îl jurau pe Funeriu, nu știu ce, nu știu cum. Dar iată că Funeriu, spre bucuria mea, a fost cel care am lăsat pe acolo hârtii cu transparența, a fost cel care a întors camerele de luat vedere. De la mine, din 2007, a apărut ideea asta cu transparența. Vedeți acolo, tot la Prof Online, dragilor, din 2007, vedeți petiția aceea care este semnată de cei care sunt de acord cu cele două idei pentru bunătățirea sistemului de învățământ. E vorba de transparența actului didactic și de videomanuale. Iată, transparența, am spus-o prin camere de filmat. Camerele trebuie să fie de filmat și în timpul orilor, domnule. Ca să se vadă și părintele, să vadă ce se întâmplă cu elevului, să vede și profesorul ce face la clasă. Ei, asta e momentul de adevăr. Nu acum, cu ocazia asta, s-a spus, domnule, vedeți ce, profesorii sunt foarte buni, școala merge foarte bine, care e problema? Deci nu mai avem, probabil că asta va fi un pas înainte de cel care înseamnă să fie camere de luat vederi scoase. Că m-am auzit pe Andruneasca spunând, păi domn profesor, o socot o jignire la adresa mea ca să mă supraveghez cu camera. Păi de ce nu să te supraveghez eu, părinte, care te plătesc pe tine? Doamna ministru, de ce să nu te supraveghez? Păi din banii mei ești plătit acolo. Nu? Eu ca cel care îmi aduc copilul prin numai impozit, deci tot ce fac acolo, cum să nu știu ce să dăm copilul? Cel mai de preț investiția mea e copilul. Nu se poate altfel decât să înțelegem odată că tot ce se întâmplă acum doar este o mizerie. Păi, împotriva căreia sper să se apară societate civilă sau ce vreți. Până acolo, domnule, trebuie ieșit în stradă, țipat în gura mare, că nu se poate. Eu în clipa asta, nu mai am copii în școală. Dar stăteam sâmbătă de vorbă cu fiica mea din America, din state, la Microsoft, unde lucrează ea de 12 ani acolo. Stăteam de vorbă și spuneam că zice, nici nu mă gândesc, tata, să ajung vreodată în România. Nu, gata, s-a terminat. Ne-am luat cetățenie în engleză, americană, nu știu ce, tot. Cum s-a ajuns? Dar ce școală e acolo, tată? Noi am avut șansă că te-am avut pe tine, tu ai făcut și matematică și informatică cu noi, ai tras când așa. De ce suntem aici noi acolo și eu și cu soțul suntem acolo? Pentru că te-am avut pe tine, care, și toți copiii care te-au avut pe tine ca profesor, au avut și tot șansă. Acum probabil că au mai mult șansa, nu? Câtă vreme tu ai reușit să dai drumul la televiziunea asta și toate astea. Dar de unul singur, tata, e foarte greu lupta asta pe care o duci tu. Pentru că ei sunt toți împotriva ta. Așa se explică de ce nu ți-au știut de sub contract de muncă și s-au întâmplat toate necazurile acelea. Dragilor, mai multe vedeți la Prof Online. Și intrați acolo la Ministrul Învățământului Global al Sistemului, cum am găsit cu Andruneasca de trei ori, în cele trei etapă, trei ori mă găsit cu el, cu Marga, din tot. Vedeți de la Petrescu, de acolo, am stat cu toți miniștrii, vă rog, povestesc toate astea. Veți vedea de ce am zis, miniștrii învățământului, groparii sistemului. Au îngropat învățământul, l-au distrus, domnule.
Nu se putea să facă mai mult rău acestui popor decât acești oameni care au venit atât de rău intenționați. Numai niște politruci, pur și simplu, fără să aibă nicio calitate de oameni în ei. Ca oameni, cum să-ți permiți să faci atâtea lucruri atât de grave ca să lovești atât de dur un popor? Nu se poate așa ceva. Iertați-mă că m-am aprins. A fost durerea mea de aseară, că am văzut pe la emisiuni pe acolo, când am văzut pe Antonescu și am zis așa, bine, am închis televizor, că și să-l spun, am și alte lucruri am mai spus eu, dar nu le pot spune acum. Pentru că nu am văzut-o cu câtă înverșunare apăra mizeria pe care am produs-o. Da, ea a distrus învățământul, cele trei etape, atunci când a fost. Și poate prin influența, ca politician. Ce politician, doamne? O femeie de nimic în condițiile în care am ajuns unde am ajuns. V-ați bătut joc de noi toți. Haideți să mergem mai departe. Dragilor, ce să mai facem acum? Așa, am terminat captura, deci nu mai avem rame. Trebuie să mergem la mulțitor, să începem să captăm, să umblăm și să vedem ce rame mai găsim și să continuăm opera aceasta. Este 5 fără 10. 5 fără 10. Eu zic să mai dăm drumul 5 fără 10. Nu, ne putem opri pe ziua de astăzi, te duc și pe tine acasă și 10 minute, un sfert de oră, dacă mai faci, 20 de minute, nu-i mare lucru. Mulțumesc Lui Dumnezeu că am arătat lucrul cel mai important, le-am arătat acum ce performanța are Biostupul și am vorbit despre televiziunea Prof Online TV, unde se găsește. Voi, foarte mulți de la apicultură, dragilor, sunteți abonați, dar nu știți foarte bine. Aveți copii, aveți nepoți, aveți și despre matematică, nu se pot uita copiii voștri. Și am ținut neapărat să vă spun aceste lucruri, să vă spun despre performanța Biostupului, despre ideea asta de ultimă oră, când rama capcană este prelungită și transformată rama de puiet, nu? Din înmulțitor, transformată în aspirator de varoa, până când epuizăm complet, absolut complet, până când epuizăm, deci, varoa din familia respectivă. Eu am pus acum, nu aici, și rama capcană și rama cu puiet. Deci, practic, am două rame puse la absorpție. Ei bine, în condițiile în care e familia puternică și poate lucra, dar măcar pentru rama cu puiet se lucrează, dragilor, și acolo voi capta varoa. Dar veți spune, bine, dar varoa nu se duce și în ramele acestea? Păi da, se duce și în ramele acestea din familie. Dar veți vedea, dragilor, că va apare un moment când voi orfaniza familia, o țin 2 săptămâni și captez varoa toată care este acolo. Deci voi face lichidarea ei printr-o manevră interesantă. Matca o trec în buzunărelul de aici, ca în buzunărelul, nu? Și o țin acolo, dragilor. Ea va lucra pe 2-3 rame cât îi las eu și atunci în spațiu de dincolo de rama, dincolo, între grilă și diafragma asta, voi folosi rama capcană asta cu albină și cu puiet de albină și atunci voi aspira toată varoa, absolut toată varoa. În 2 săptămâni de zile, maxim 3 săptămâni, 37-21, adică ultimul ou care a fost lăsat aici de matcă, se va transforma ultimul ou în ce? În albinuță. Și atunci, tot ce are toate femeile varoa, nemai având deloc nicio posibilitate acolo, vor alerga spre rama mea capcană. Și atunci voi absorbi complet toată varoa. Deci veți vedea că continui cu toată forța această tehnică de absorpții, pentru că chiar îmi propun să reușesc să fac tratamentul fără să folosesc nicio
picătură de varachetă. Deci fără varachetă. Tratament natural. O să mă urmăriți. Bine, la revedere, dragilor!